Peste 3.000 de spectatori au venit sâmbătă seara în orășelul fotbalistic organizat în centrul capitalei de Prime pentru a urmări meciul din sferturile de finală Euro 2020 dintre Ucraina și Anglia. Microbiștii s-au împărțit în două tabere și au făcut galerie. Să-și susțină echipele favorite, au venit atât reprezentanții ambasadei Ucrainei la Chișinău, cât și cei de la ambasada Marii Britanii în Republica Moldova. Atmosfera a fost una spectaculoasă pe tot parcursul serii. Reprezentanții ambasadei Ucrainei la Chișinău au organizat aseară un adevărat show în orășelul fotbalistic. Aceștia au venit în scoar în culorile drapelului național al țărilor și au urmărit tot meciul cu sufletul la gură. Потому що за команду України, за збірну України. Сама з України боліваю за збірну України. Ми боліємо за свою національну збірну. Ми прийшли сюди з моїми колегами, друзями. Звісно ж, ми сподіваємося на виграш нашої збірної. La o distanță de câteva mese, l-am surprins și pe ambasadorul britanic în Moldova, Stephen Fisher. Acesta a fost însoțit de mai mulți colegi de-ai săi. Tu colegi și prieteni de la ambasada britanică. Da. Eu cred că 2-3-0 pentru Anglia. Vom vedea. Atmosfera i-a impresionat pe diplomați. Atmosfera великолепна, праздник футболу удался. Fantastic. Este atmosfera minunată. E atât de aglomerat aici încât nu ai unde arunca un ac. Toate locurile de la cele trei terase sunt ocupate. Dar interesul pentru meciurile din sferturile de finală ale campionatului european de fotbal este foarte mare, așa că și scările din fața Teatrului Național de Operă și Balet sunt pline de spectatori. Aici, în inima orășelului fotbalistic, printre miile de microbiști, ai senzația că te afli pe bune în tribunele unui stadion. Ucraina! 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 Cei mai mulți dintre microbiștii prezenți au ținut însă pumnii pentru ucraineni. Я болею сьогодні за Україну. Я прийшов сьогодні підтримати свою збірну. Сусіди наші повинні підтримувати її, як ніяк. Meciul dintre Ucraina și Anglia, câștigat de englezi cu scorul de 4-0, a început la ora 22 și a fost a doua partidă a serii. În primul meci s-au întâlnit reprezentativele Cehiei și Danemarcei. Printre microbiștii care au venit să-și susțină fotbaliștii favoriți au fost și un grup de turiști din Danemarca. We are on holiday, and then we know they show the game today, and then we go here. We come from Denmark. Yes, we like it very much. We come here for see Denmark. Postul de televiziune Prime este unul dintre organizatorii evenimentului, iar Canal 3, Canal 5, Ruskaya Radio și Publica FM sunt parteneri. Marți 6 iulie, de la ora 22, în orășelul fotbalistic va fi difuzat primul meci din semifinalele turneului final Euro 2020 dintre Italia și Spania. Iar miercuri 7 iulie, la aceeași oră, Anglia va întâlni reprezentativa Danemarcii. Finala campionatului european de fotbal este programată pentru duminică 11 iulie, iar fluierul de start va fi dat la ora 22. Ultimele trei partide din cadrul turneului final Euro 2020 vor fi difuzate de Prime cu comentariu în limba română, iar la Canal 3 meciurile vor fi însoțite de comentariu în limba rusă.